Astăzi am fost martori cu toții la o hotărâre istorică a Curții Constituționale, o hotărâre de o importanță deosebită și un precedent iarăși unic în tot dreptul constituțional al Republicii Moldova. Partidul Democrat a luat act de această decizie. Hotărârile curții nu se comentează, cu siguranță ele se execută. Este o hotărâre extrem de voluminoasă, cu o sumedenie de norme, de procedură, de aplicabilitate și noi urmează să vedem decizia motivată a curții, cum ea va fi aplicată, ce măsuri urmează să întreprindă de urgență Parlamentul Republicii Moldova. Noi, cu siguranță, vom executa această decizie a Curții Constituționale. Faptul că președintele Republicii Moldova, următorul președinte, va fi ales direct de popor, sigur că eu personal consider că este un factor pozitiv. Cunoaștem